România are producție record de păioase în acest an. Producția de grâu a ajuns pentru prima dată în ultimii ani la 10,2 milioane de tone. Ministrul Agriculturii, Petre Daia, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că recolta de păioase este una bună, în ciuda precipitațiilor din primăvară care au afectat culturile. La grâu am făcut mai mult ca anul trecut. Deși am avut an greu, spuneam cu temperaturi. Cea mai grea perioadă pentru grâu a fost perioada de recoltat, când, dintr-un calcul pe care l-am făcut pe o anumită fermă care mi-a dat datele respective, în 30 de zile a avut doar 4 zile bune de lucru și acestea adunate nu de dimineață până seara. Prin dotarea pe care au avut, prin concentrarea lor pe timpul zilei, prin urmărirea fazelor de vegetație, prin programul de lucru, fermierii au reușit să adune grâu, iar producția este cu 200 de tone, deci 200 de mii de tone mai mult decât anul trecut. România se poate lăuda și cu celelalte culturi de păioase. La orzul și orzoaica de toamnă, de exemplu, producția a fost mai mare decât anul trecut, potrivit raportărilor făcute de fermieri. O producție bună, mult mai mare decât anul trecut, la orz și orzoaica de toamnă. Producții pe care le vedeți și iată, anul trecut a fost producția medie de 4.700, acum e de 5.204. Este o producție asigurată în magazine, în magazin și ea va fi valorificată în funcție de interesul pe care l-au fermierii. Datele Ministerului Agriculturii arată că 10 județe au realizat peste 5 milioane de tone din recoltă, respectiv Timiș cu o medie de 6.200 de kilograme la hectar, Arad cu 6.100 kilograme la hectar, Bihor cu 6.095 de kilograme la hectar, iar județele Giurgiu, Constanța, Mehedinți, Călăraș, Ialomița, Satu Mare și Brăila au avut media de 5.000 de kilograme la hectar. Anul trecut, pe plan european, România ocupa locul 5 la producția de grâu, iar în acest an ar putea urca în clasament.